Marți, 18 iunie, a debutat evaluarea națională. La prima probă, limba și literatura română scris, din cei 2147 de absolvenți de clasa a 8-a înscriși pentru examen în județul Călăraș, 172 au absentat. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a a debutat încă de ieri cu proba scrisă la limba și literatura română. Probă care s-a desfășurat în condiții optime la nivelul județului Călăraș, în cele 43 de centre de examen, iar din totalul de 2149 de candidați înscriși au absentat 172. Mâine, pe 20 iunie, urmează să desfășoare proba scrisă la matematică, urmând ca pe 25 iunie să se afișeze rezultatele înainte de contestații, iar pe 29 iunie să afișăm rezultatele finale obținute de candidați după soluționarea contestațiilor. Copiii sunt în vacanță, dar așa cum discutam înainte de a începe acest interviu, cadrele didactice, cele mai multe dintre ele și cu atât mai mult angajații Inspectoratului Școlar Județean, sunt continuu în activitate pe perioada de vară, pentru că se întâmplă mai multe lucruri. Așa este, într-adevăr, această vacanță binevenită pentru elevi și pentru o parte din cadrele didactice coincide, de fapt, cu o perioadă destul de aglomerată pentru noi, având în vedere faptul că avem obligația să organizăm și să desfășurăm o multitudine de examene naționale. Începem, evident, cu această evaluare națională pentru absolvenții de clasa a 8-a, continuăm cu examenul național de bacalaureat, apoi cu cele două examene destinate cadrelor didactice, respectiv concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul preuniversitar, examenul de definitivare în învățământ și încheiem vara cu a doua sesiune de bacalaureat. Așadar, nu e liniște? Nu este deloc liniște. Deși temperaturile sunt foarte ridicate. Așa este. Așa este, suntem în alertă toată vara, suntem pregătiți să desfășurăm aceste examene în condiții optime, ca și în anii anteriori.